Să ne ridicăm în picioare și să citim din Cuvântul lui Dumnezeu în această seară două versete care, cred eu, sunt foarte, foarte cunoscute de noi toți. Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Să ocupăm locurile. Prin aceasta vor cunoaște oamenii, că sunteți ucenicii mei. În seara aceasta, subiectul pe care l-am pregătit se intitulează Indicatoare spre cer. Și Aș vrea să vă invit într-o mică incursiune în Cuvântul lui Dumnezeu să învățăm despre aceste indicatoare spre cer. Cred că fiecare dintre noi, atunci când am călătorit undeva sau când călătorim undeva, avem nevoie de indicatoare. Am vrea să știm unde ajungem. Ne uităm după indicatoarele drumului. Vrem să știm câte câți kilometri mai avem până acolo, care este direcția între acolo și indicatoarele joc un rol foarte important în circulația de astăzi. Am înțeles că atunci când Hitler a planificat să atace Anglia, unul dintre lucrurile pe care le-au făcut englezii, au demontat toate indicatoarele de circulație din țară spuneau ei, dacă nemții vor debarca în țara noastră, nu, o să se mai descurce. Nu știu un cotro soia. Ajung la o intersecție și nu știu un cotro soia. Indicatoarele au un rol foarte mare în viața noastră de fiecare zi. Acum, în efortul nostru de a aduce oameni la Hristos, de a-i călăuzi pe oameni la Hristos, cuvântul, în mod indiscutabil, are rolul cel mai important. În Roman, capitolul 10, versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu spune Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Este indiscutabil. Trebuie să le predicăm oamenilor Evanghelia. Trebuie să le spunem despre Hristos. Apoi, în Roman 1, cu 16, Apostolul Pavel continua și spune Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Indiscutabil, nu putem altceva să le dăm oamenilor decât Evanghelia, cuvântul care transformă și care schimbă vieți. Dar este foarte important ca Evanghelia pe care noi o predicăm să fie însoțită de demonstrația practică a ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Așa cum în seara aceasta am auzit mărturia lui Cristi. Cristi n-a vorbit numai despre Dumnezeu care face minuni citindu ne sau citându-ne versete din Scriptură. El vine cu propria lui viață și viața lui devine un semn distinctiv, dovadă clară că Dumnezeu este acela care vindecă și face minuni în zilele noastre. Oamenii pot să vadă adevărul Evangheliei în acțiune, urmărind viața mea, urmărind ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. Va fi mult mai ușor să creadă în Isus Hristos după ce l-au văzut în viața mea. Au văzut cum Dumnezeu m-a schimbat, m-a transformat. Din bețivul de altă dată, Dumnezeu a făcut un om integru acum, sobru. Nu? Din uh, un om care își cheltuia banii aiurea în, uh, pe distracții, acum a făcut un om de familie, un tată bun care se îngrijește de copiii lui. Oamenii vor vedea schimbarea pe care a făcut-o Evanghelia în viața noastră și lucrul acesta îi va ajuta să creadă mai ușor într-un Iisus Hristos despre care eu am să predic, nu? După ce ei vor vedea uh, acțiunile lui în propria mea viață. Viața creștină, în felul acesta, devine un indicator spre, spre Hristos, spre cer. Devine un indicator spre cer. Haideți să vă pun următoarea întrebare. Ce ați zice să găsiți un asemenea semn de circulație? Nu? Ce am face cu el? Încotro ne-am duce. nu e așa? E bine, așa arată viața unui om, nu? Unui creștin, care, în care nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic. El este creștin, nu? Are un nume frumos, ca și stâlpul la alb, fain, dar nu te conduce nicăieri, nu are nicio direcție. Nu există nicio experiență cu Hristos, nicio transformare radicală a vieții sale, în așa fel încât oamenii se spună, într-adevăr, omul ăsta arată spre Hristos, ne dă o direcție bună cu propria lui viață. Din păcate, sunt unii creștini care arată cam așa, nu? Perdut, confuz, nesigur, Perplex, dezorientat, nu? Cam așa ceva arată viața unui creștin care nu este serios și care nu îl urmărește pe Domnul și nu, nu se lasă transformat de Domnul nostru Isus Hristos. Semnele acestea de circulație îmbracă forme ciudate. Iată că olandezii au devenit foarte inventivi. Iată un semn de circulație, dacă vreți, în Olanda. Interzis să plei fără licență. Un acordion în care n-ai -ai voie să cânți și zice interzis, interzis să cerșit. <laughs> au învățat limba română, domnule olandezii, și iată că au creat un nou semn de circulație uh, în Olanda. Uh, nu se lasă nici alte neamuri mai prejos iată, nu numai în România, dar și în alte țări ale lumii, un alt semn de circulație. Atenție, cetățeni turmentați, nu? Drunken people crossing. Uh, ai grijă de treci. Uh, <coughs> Semnele astea spun totul, nu? Despre un om, nu e așa? Uh, ce să mai spunem? Că în România n-ai voie să circul decât cu 30 de km pe oră, printr asemenea locuri, m-aș mira să obții asemenea viteze. Ce să mai zicem, că într anumite locuri nu ai voie absolut deloc să oprești și să circul decât cu excepția grădiniței. Grădinița are voie. Deci oia de la grădiniță au voie să circule pe acolo. În ultima instanță, semnule, semnele noastre de direcție rămân două, singurele două, indicăm oamenii ori spre cer, ori spre iad, nu e așa? Când se uită oamenii în viața noastră, există doar două direcții în final. E călăuzim ori spre cer, ori spre iad. În seara aceasta vreau să discut despre patru indicatoare divine în viața unei biserici. Noi suntem la început ca biserică, mai ales în locul ăsta, noi așa suntem deja numai de trei săptămâni, acum a treia duminică în locul ăsta, și am vrea să fim un indicator bun în locul în care ne-a pus Dumnezeu. Probabil că o să cumpărăm un semn din ăsta mare și o să-l punem aici afară, să ne vadă toată lumea, așa. Dar, dincolo de semnul nostru, de emblema bisericii noastre, de titlul bisericii noastre, noi vom fi un semn cu adevărat ori spre rai, ori spre iad. De aceea, în seara asta, vreau să discutăm despre patru semne, patru indicatoare de vine în viața unei biserici. Urmărind aceste indicatoare, necredincioșii vor ști că Dumnezeu îi iubește și pe ei, ele vor defini pe adevărații ucenici al lui Hristos și căutătorii sinceri vor ști în cine pot avea încredere să-i conducă la Hristos. Aici unde ne-a pus Dumnezeu pe noi, depinde de noi acum să fim niște semne în mâna lui Dumnezeu ca să arătăm spre cer, să, arăt, să arătăm drumul spre cer acelora celor care îl caută pe Domnul și au nevoie de Domnul. Primul semn, primul indicator despre care vreau să vorbesc în această seară se numește Unitatea. Unitatea Bisericiului Hristos. Unitatea creștinilor este produsă de Hristos. Cel care produce unitatea noastră, cel care ne adune la oaltă, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 2, versetul, versetele 13 și la, 15, la 16, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Dar acum în Hristos, Isus, voi care odinioară erați depărtați, Ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Legea poruncilor în orânduirile ei ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Suntem adunați. La oaltă, în această sfântă unitate a trupului lui Hristos, de Hristos însuși. El este cel care creează unitatea aceasta creștină. Când Hristos lipsește din mijlocul creștinilor, atunci începem să ne batem, să ne împărțim, să ne certăm și știți dumneavoastră bine că am trecut cu toții pe aici ce se întâmplă cu unitatea creștină. Lipsa unității creștine, lipsa unității biserici este condamnată de Apostolul Pavel în câteva versete pe care aș vrea să le citim, mai ales aș vrea să citim versetele din Roman, capitolul 16, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei! căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnului nostru, ci pântecului lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare e înșeală inimile celor lesne crezători. Despre cine vorbește Apostolul Pavel aici? De oamenii care fac dezbinări în trupul lui Hristos. De oamenii aceia care pun mâna pe telefon și agită când pe unul, când pe altul, împotriva altora de oamenii aceia care scriu scrisori, care scriu e care dezinformează, care sunt alarmiști. Oamenii aceia care se întâlnicesc cu bârfa, oamenii aceia care știu să negrească pe frați, feriți-vă de ei, spune Apostolul Pavel, depărtați-vă de ei. Din potriva, se pare că noi avem predilecție să stăm cât mai mult în preajma acestora, nu-i așa? În preajma oamenilor serios te plictisești, domnule, nu? Dar dacă vine așa o bârfă a, foarte picante, nu-i așa? Mai ai auzit ce s-a întâmplat? Ai auzit de aia? Ai auzit de cealaltă? Feriți-vă de cei care creează dezbinare în trupul lui Hristos. Unitatea aceasta a trupului lui Hristos trebuie păstrată, trebuie luptat pentru ea. A, vedeți dumneavoastră. Ce ușor ne putem împărți și suntem împărțiți în tot felul de regimente, nu-i așa? Parcă vorbea înainte fratele Cristi, aici, de uh, religiile care sunt atât de multe printre noi astăzi, nu-i așa? Dar de să fim serioși. În cadrul propriei noastre religii avem enorm de multă dezbinare. În, pro în propria noastră biserică avem dezbinare. Haideți să luptăm pentru păstrarea unității bisericii lui Hristos. Apostolul Pavel spune în Efeseni în capitolul 4 versetele versetul 1 la 3 spune așa: Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Luptați să păstrați această unitate a trupului Lui Hristos. Nu știu de ce, unii cred că sunt cu atât mai spirituali, cu cât critică pe alții tot mai des și mai mult. Unitatea trebuie păstrată. Oamenii uitându-se la noi, la unitatea Bisericii, ei au o direcție, au un, o, un, un semn spre cer, o... Uh, au un, un indicator spre cer, uitându-se la noi, la unitatea Bisericii, oamenii vor fi încurajați să-l caute pe Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru zilele acestea, le spun glorioase, în care am putut lucra împreună, cot la cot de dimineață până seara, împreună cu surorile noastre care au venit să aducă mâncare în fiecare zi. S-a creat o nouă legătură frățească. Unitatea noastră s-a îmbunătățit, am crescut în unitatea frățească. Mulțumim Domnului pentru fiecare dintre cei care au jerfit și au muncit. Noi am construit nu numai o clădire, o clădire fizică, ci am lucrat la unitatea trupului lui Hristos. Și lucrul acesta este cel mai important dintre toate. Probabil că va trebui să construim în continuare, nu? Să găsim și alte idei. Acum ne-am specializat în făcut biserici. O să mai facem în continuare și altele, dacă lucrează așa de bine la unitatea Trupului lui Hristos. nu e așa? Un alt indicator spre cer pe care îl doresc din toată inima pentru biserica noastră este dragostea. Dragostea, legătura aceea a desăvârșirii. Nu? Dragostea arată că suntem adevărații ucenici ai Domnului nostru Isus Hristos. Apostolul Ioan, în Evanghelia sa, citează cuvintele Mântuitorului pe care le-am citit la începutul serviciului, la începutul predicii. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Prin dragostea creștină, autentică, se dovedește apartenența noastră ca ucenici ai Domnului nostru Isus Hristos. Ce vreau să spun aici? Că lumea noastră este așa de compartimentată. Și, începând de la, să zic așa, de la religie, nu? Toate avem zeci de religii și de forme religioase și fiecare avem căsuța noastră, avem cutiuța noastră în care intrăm. Și dacă ne-am iubit. Păi ăștia din cutiuță măcar, nu? Din cutia asta în care suntem ar fi totuși bine. Dar, din păcate, nu știu de ce, ne simțim justificați să-i urâm pe ea din altă cutiuță. nu așa? Ăia nu-s de ai noștri. Aia e biserica la care eu nu merg, nu? Știți povestea, e veche de tot. Dar vă spun dacă ați uitat. Un român s-a rătăcit pe o insulă pustie, nu? Și după ce l-au găsit după luni și ani de zile pe insula aia, au descoperit că românul construise două biserici. Două biserici. Și l-au întrebat, bă, bine, bine, înțelegem că ai construit o biserică, nu? Să te lui Dumnezeu, să te rogi, să te salveze cineva de aici, dar de ce ai făcut două, domnule? Zice, aia e biserica la care nu mă duc. Noi întotdeauna avem o biserică la care nu mergem. Nu? Dacă mă întrebați pe mine, eu am două. Sunt mai harnii decât alții. Ne simțim justificați nu, să, nu numai să nu iubim pe ceilalți din alte cutii, dar avem dificultăți să iubim pe cei din cutia noastră. Uitați-vă la lumea în care noi trăim și ea e împărțită în tot felul de cutii, granițe, ca să treci dintr-o parte într alta ai nevoie de pașaport, viză, nu? Când a, am intrat în România acum, nu te mai controlează românii, te controlează ungurii. Nu? Te controlează ungurii. Ungurii și românii sunt împreună acum. Cred că beau cafea împreună la graniță, că m-au ținut vreo 10 minute până au pus o ștampilă în pașaport. N-au terminat cafea, probabil când treci dintr-o țară într alta, am împărțit lumea asta, domnule, am împărțit-o în neamuri, în popoare, și apoi nu ne înțelegem unii cu alții. Lipsa iubirii în această lume este criza, de fapt, cea mai mare care poate exista. Cum să iubești pe ruși, nu? Să fii ucrainean acum și să iubești pe ruși, că au venit în Crimea. Este teribil. Suntem justificați, nu? Să, să nu-i iubim, să-i urâm. Thank you so much. Cine se gândește la mine. M-am ales din călătoria asta în România cu o gripă serioasă. Am făcut cunoștință cu ceva microb care nu mai iubeau. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, versetele 9 la 10. El spune că dragostea noastră creștină nu este suficient să rămână așa cum este. Ea trebuie să crească. Dragostea trebuie să crească. Trebuie să facem ceva ca să crească iubirea față de fratele nostru. Haideți să citim 1 Timotei, capitolul 4, versetele 9 și 10. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vredin de primim. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu. Cred că am deja sărit la... Da, da, asta este. Care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales a celor credincioși. Ne-am pus nădejdea în El, în Dumnezeu nostru cel viu. Și Dumnezeu nostru cel viu ne face să creștem în dragostea pentru frați. Și dragostea pentru frați era descrisă de Coloseni, capitolul 3, versetul 14, ca fiind legătura desăvârșirii, legătura desăvârșirii. Aș vrea să fim Biserica Agape cu adevărat, în care dragostea să fie la ea acasă, în care. Să putem iubi și să fim iubiți. Nu, nu visez un loc unde intri și toată lumea spune I love you, brother, nu? Unul așa de tare m-a enervat că am spus Don't love me like that, don't love me anymore like that. Pentru că după ce se despărțea de mine, mă vorbea de rău, mă vindea, mă trăda, nu? Dar când mă găsea, îmi spune I love you, brother, nu? I-am spus, don't love me anymore. Nu am nevoie și cred că nici dumneavoastră nu avem nevoie de declarații. nu e așa? Suntem sătui de ele. Avem nevoie de atitudine. Avem nevoie de acceptare. Avem nevoie să cineva să ne accepte așa cum suntem. Nu, nu vă supără faptul că cineva vrea tot timpul să vă schimbe? Nu? Să-i fiți lui pe plac. Să te îmbraci cum îi place lui, să vorbești cum îi place lui, să predici cum îi place lui, sau ei. nu? Ce ar fi într-o zi să ne accepti așa cum suntem, domnule? Așa ne-a făcut Dumnezeu. Și suntem fericiți cum ne-a făcut El. Nu ne mai îmbunătăți tot timpul. Vrei să ne iubești, nu mai îmbunătăți? -ți? O dovadă a unei dragoste autentice este că acceptăm oamenii așa cum sunt. Cum i-a făcut Dumnezeu? Aș vrea din toată inima ca Biserica Agape să fie un alt fel de indicator spre cer aici, la colțul acestei străzi. Când trec oamenii pe ei să știe, aici este cineva care iubește cu adevărat. Cineva care, căruia îi pasă o biserică plină de dragostea lui Hristos. Ăsta ar fi un semn grozav pe fronte spiciul acestei biserici. Un loc unde oamenii ăștia te acceptă așa cum ești. Nu te pun să te îmbraci înainte să te bagi la ei în biserică. Nu te pun să stai cine știe unde dacă te bagi la ei în biserică. Te lasă să stai unde îți place ție. Dacă vrei să stai lângă nevastă nu e niciun pericol. Că dacă ar fi fost, ai fi sfeclit-o de multă vreme. Are asta de gând să te strângă de gând la biserică? Eu nu cred. Nu? Că doar nu vine la biserică să facă prostii. Nu? Spunea cineva, domnule pastor, spunea eu, îmi place așa de mult la voi la biserică. De ce? De ce? Voi mă lăsați să stau lângă nevastă mea. Am fost undeva unde m-au despărțit de mea. Unde au dus -o, domnule? Era speriat de nu? Unii erau de stânga, unii de dreapta. Aș vrea ca locul acesta să fie un loc cu un bun venit pentru omul la care nu miroase prea grozav, care nu se știe îmbrăca. Să fie primit bine pentru tânărul ăla tatuat, cu părul ca cocoșul. Când, când a venit în America, prima dată am stat în Portland, a venit copiii la mine și mi-au spus, tati, zice, unul nebun în stradă. În plecat, am să vedem care, ce era cu el. Zice, da, de, ce, de ce e nebun? Zice, are păr așa ca și cocoșul, și colorat -o. Era, nu știu ce, modă cu părul pe vremea aceea, unde ai totul zero, numai pe vârf lăsai ceva și le li, lipeau așa în sus cu gel și, și colorau așa multicolor. Aș vrea să existe o astfel de dragoste care acceptă oamenii așa cum sunt și care îi ajută să ajungă la Hristos. O astfel de dragoste este nevoie în Biserica Domnului de astăzi. Apoi un al treilea indicator spre cer este nădejdea. Nădejdea care este produsul credinței, ea va fi observată foarte ușor de lumea din jurul nostru. Nu suntem oameni disperați. Există atâtea asperietori de lume astăzi. Unii deja au intrat într-o fel de, de psihoză a sfârșitului. Eu știu că Domnul vine în curând, dar pentru mine e o veste extraordinar de bună. Și este cea mai bună dintre toate. Dar oamenii au intrat într-o fel de psihoza sfârșitului. Intrați pe YouTube și puneți sfârșitul lumii și o să fiți îngroziți. Cele mai năstrușnice întruchipări și fantezii, de la luna, blood moon, blood moon, acum asta, asta este subiectul hot, subiectul cel mai ferbinte a teologilor sfârșitologilor de astăzi, sfârșitologilor de astăzi, ok? Blood moon. Interesant, Domnul Iisus a spus că în vremurile din urmă soarele se va stinge și luna se va preface în sânge. E ciudat, nu e așa? Da, unii au luat versetul ăsta și vor veni acum uh, uh, niște fenomene din astea astronomice. Luna va fi roșie, nu? Unii au stabilit că în decursul istoriei s-au întâmplat niște evenimente foarte extraordinare atunci când a apărut luna roșie și acum precis e sfârșitul lumii. Să nu mai spun că toate evenimentele de astăzi sunt luate și amestecate cu senzaționalism și să se vând grozav de bine. Oamenilor le place să fie îngroziți de sfârșitul lumii. Ei bine, în mijlocul unei lumi înspăimântate de sfârșitul ei, noi trebuie să fim oameni ai nădejdei, oameni ai speranței. Nu? În mijlocul unei lumi pesimiste, trebuie să avem optimismul acela frumos, Știți cum se zice? Pesimistul zice, nu se poate mai rău. Și optimistul zice, ba se poate. <laughs> nu, nu despre asta este vorba, de... ci de atitudinea aceea pozitivă. Domnul este pe tron, nu se poate întâmpla nimic fără controlul lui. El conduce lumea asta. Nu suntem la cheremul forțelor oarbe a întâmplării. Nu ne temem că vin rușii, chinezii, mai stă Obama patru ani, că se pare că ar fi tot un fel de catastrofă de genul ăsta. Că devenim comuniști, că o să vină colectivizarea agriculturii în America, nu? Nu ne temem de lucrurile acestea, pentru că noi suntem cetățeni împreună cu Sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu. Avem pașaportul asigurat pentru cer, mergem într-o țară bună și frumoasă unde ne așteaptă Domnul nostru Isus Hristos. Asta este nădejdea noastră creștină pe care oamenii trebuie să o vadă la noi. Nu sunteți destul de disperați, trebuie să mai găsească încă unul să le ține companie? Dar, stai să spune o de ce e așa mare disperare, nu? Vine, vine sfârșitul lumii, anticristul, noi suntem documentați, nu? Ei, noi nu-L așteptăm pe Anticrist. noi așteptăm pe Crist, pe Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Nu așteptăm sfârșitul acestei lumi. Așteptăm începutul paradisului, începutul lumii cu Dumnezeu să fim împreună cu Tatăl pentru eternitate. Asta așteptăm noi. Fiți oameni în Și Apostolul Petru spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 13, să ne punem nădejdea în harul care va fi adus la venirea Domnului Iisus Hristos. Unii sunt atât de prăpăstioși încât au creat și o teorie că se va lua harul de la noi, gata. Se va lua harul la sfârșit, nu o să mai avem niciun fel de har. Păi ce nădejde mai poți avea, nu, dacă să ia harul de la noi? Zice Sfânta Scriptură, să ne punem nădejdea în, în harul care va fi adus la venirea Domnului. Înseamnă că Domnul va veni cu mai mult har pentru biserica Lui pe măsură ce ne apropiem de întâlnirea cu El. nu e așa? Fiți oameni ai nădejdei. Și ultimul indicator spre cer, despre care vreau să vorbesc în această seară, sunt faptele noastre bune. Faptele noastre bune. Facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Teologia noastră este foarte clară. Dar unii au introdus-o așa de mult că noi nu suntem mântuiți prin faptele noastre, încercând să ne convingă că nu trebuie să facem nicio faptă bună de azi încolo. Că nu mai e nevoie de nimic. Noi suntem mântuiți fără fapte, frate. De aceea putem să zăcem în bisericile noastre fără să facem nimic, nu? Că mântuirea noastră este asigurată. Asta este teoria Leneșului. Este o teologie a creștinului Leneș, care nu vrea să facă nimic. Dacă ești mântuit cu adevărat, vei face fapte bune. Vei, vei face fapte bune, vei, îl vei căuta pe omul necășit pe omul aflat în necaz, pe cel bolnav, pe cel singur, pe văduvă, pe orfan. Vei alina suferințele care există în această lume. Te vei duce să întinzi mâna celui care are nevoie de ajutor. Și spunea Apostolul Petru, în ziua aceea, când Dumnezeu îi va cerceta pe acest oameni, îl vor glorifica pe Domnul, pentru că deja semnul spre cer l-au văzut în tine. L-au văzut în tine. Este o istorie veche, un primar umbla noaptea prin sat necăjit de destinul satului său, care se ducea pe râpă, sărăcie tot mai mare, secetă, nu se făcuseră recoltele. Și trecând pe lângă bordeiul sărac a unei văduve cu vreo trei copii mici, auzit-o pe văduva aceea plângând în rugăciune lui Dumnezeu, și cerându-i ajutorul și spunea, Doamne, Tu l-ai ajutat pe Ilie, ai trimis niște corbi să-i dea de mâncare. Nu mai am nicio altă nădejde decât în Tine, Doamne, trimite și la mine măcar un corb, zicea văduva asta săracă, să mă ajute cu copilașii ăștia, că nu mai am nimic de mâncare. Atât de impresionat a fost primarul de rugăciune, aceasta bătut la ușă și a zis, bună seara, eu sunt corbul pe care Dumnezeu l-a trimis să vă ajute. Și am început să ajute femeia aceea și a dat o mână de ajutor să iasă din sărăcie. Fii un corb a Domnului pentru cineva flământ și singur. Fii un instrument al lui Dumnezeu pentru cineva. Spuneam și azi dimineață, am citit o carte pe avion și unul dintre păstorii remărturisează cea întotdeauna am în buzunar o bagnotă. Ori de câte ori ies afară din casă o bag în buzunar și mă rog tot timpul ca Duhului Dumnezeu să îmi spună pe cine să ajut și să fac un bine, să fac fericit pe cineva. Este o modalitate. Oare mai auzim noi glasul Duhului Sfânt care spune Dute, dă un telefon acum, acum e nevoie, dă un telefon. Dute te vizitează pe omul acela. Spune un cuvânt bun. Întreabă-l pe nenorocitul la de sănătate. Fă ceva. Mai auzim oare glasul Duhului Sfânt? Suntem gata să devenim corbii lui Dumnezeu pentru binele altora? Eu sunt sigur că foarte mulți oameni s-ar întoarce la Domnul văzând un asemenea semn un asemenea semn spre cer. Pentru că oamenii sunt sătui de teorii. Ascultați-mă bine, sunt sătui de teorii. Știm să predicăm, unii frumos, alții mai așa ca mine. Dar oamenii sunt sătui de vorbe. Ei vor să vadă fapte, vor să ne vadă în acțiune. Vor să vadă ce facem noi, nu ce spunem noi. Că ei știu ce spunem noi. Și uneori nu trebuie mare sacrificiu. Să fii lângă cineva care este singur. Să vorbești cu un adolescent rebel, cu care nici tai că să nu mai vorbește. Oare suntem noi un asemenea semn spre cer, Pavel spune să fim gata, pregătiți pentru orice fapte bună. În altă parte spune că toate faptele astea bune au fost rânduite de Dumnezeu să umblăm în ele. Wow! Faptul că îl ajuți pe un necăjit era în planul lui Dumnezeu, era în destinul hărăzit ție să te folosească Dumnezeu să ajuți pe cineva. Este un lucru extraordinar. Mi-am mi -am adus aminte, zilele acestea, de un episod foarte simpatic. Soția, la terminarea facultății, a fost repartizată în Moldova, la, lângă Piatra Neamț, la, cu, lângă lacul Bicaz, comuna Poiana Teiului, profesoară de desen la școala din comună. Eu eram repartizat la Arad. Am terminat facultatea în același an, și urma să avem o căsătorie prin corespondență. Nu se putea, oricum am hotărât, ori eu mă fac moldovean, ori ea, arădeancă. De arădeancă. înțeles, am plecat împreună la Piatra Neamț, la județ, să lămurim pe aceea de acolo, să ne dea negație, nu că ne lasă să plecăm, și cu hârtia aceea să mergem la minister, și trebuia să o mut din Ministerul Învățământului în Ministerul Industriei Ușoare, pentru că la Arad, fabrica UTA îi oferea un loc de muncă doamnei mele. Eram așa de disperat de unul singur prin București, după, umblând după hârtii. Dacă n-ați fost pe vremea aceea, vremea lui Ceaușescu, în asemenea aventuri, fericit de dumneavoastră! Cum intrai undeva, te întreba de unde vii. Dacă afla că era din Bihor, atât de multe știau despre pălinca din Bihor, așa, că la un moment dat, disperat cu un coleg, ne-am dus și am cumpărat niște apă minerală, am ras sticle, am ras etichetele, am pus niște topuri de plastic, le-am învelit în ziar, le-am pus într-o plasă și l-am făcut fericit pe ăla până a gustat din pălincă din bihor. Dar acum eram fără pălincă, eram fără nimica și mă rugam în fața unei uși capitonate de la Ministerul Învățământului ca să intervină Dumnezeu cumva și să mă ajute. Eram disperat. Un refuz însemna o degringoladă totală în familia nou formată a, a mea. Săteam și mă rugam acolo și am făcut în, în fața acelei uși capitonate o juruință. Ați făcut vreodată vreo juruință din asta așa aiurea de care v-a părut rău după aia? Am zis, Doamne, câți bani am la mine, toți îi dau la săraci dacă mă, îmi dai aprobare acum. Și aveam vreo 400-500 de lei, erau bani mulți pe vremea aia. Nu mai păsa cum o să ajung acasă, toți banii de la mine îi dau. Am intrat înăuntru și mi-a dat la ștampila. Și dintr-o dată mi-am adus aminte de jurământ. Ce am făcut acum? Auleu, ce mă fac acum? Am scos banii, am numărat, toți, toți trebuia dați. Asta era clar. Treceam prin parcul Herăstrău și am văzut o femeie necăjită măturând cu o mătură de nuiele din aia așa lungă, știți dumneavoastră. Mătura trotuarele. M-am dus de ea și am zis, Doamnă, aș vrea să primiți banii ăștia de la mine în numele Domnului Iisus Hristos. Femeia aceea a făcut niște ochi ca cepele, a scăpat mătura din mână, s-a uitat la banii aceia și a început să îmi spună, Do Domnule, dar ce trebuie să fac de banii ăștia? Am zis, nimic, să mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu va binecuvântat asta. Am plecat și asta a rămas tot făcându-și cruci după mine. Tot făc... O fi crezut orică ăsta e nebun de-a binelea, nu? Ori Dumnezeu din ceruri a știut o nevoie a acestei femei. Nu știu ce s-a întâmplat. Nici nu știu cum o cheamă. O singură dată în viață am văzut-o pe femeia aceea. Ce ar fi să facem fapte de bunătate de genul ăsta, așa, la întâmplare? Știți că este o modă în America. Suntem binecuvântați aici ca în tolway. Rugați-vă Domnului să nu vină treaba asta. Stau bieții oamenii niște coștiuge din alea de sticlă și îți iau banii la, la express. Știți că sunt oameni care atunci când ajung acolo să plătească banii aia, zic, plătim și pentru mașina din spate. Știți că este molipsitor gestul ăsta? ăla cu mașina din spate zice, bun, dacă pentru mine a plătit, plătesc eu pentru ăla la din spate. Faceți un asemenea act, random act of kindness, la întâmplare, zicem noi. Dar Dumnezeu este bun și se îngrijește de omul aflat în ecaz. Faptele bune sunt un indicator spre cer. În concluzie, în această seară, vreau să spun câteva lucruri. Indicatoarele acestea divine vor ajuta oamenii să îl întâlnească pe Hristos. Unitatea bisericii noastre îi va convinge pe oameni că Dumnezeu iubește și pe ei, nu numai pe noi. Dragostea îi va conduce la adevărații ucenici lui Isus Hristos. Nădejdea îi va face să pună întrebări asupra motivelor nădejdii noastre, faptele bune îi vor încuraja să laude pe Domnul în ziua cercetării. Vreți să fim niște indicatoare spre cer? Vreți ca Biserica Agape să fie un indicator spre cer pentru oameni? Haideți să ne rugăm în această seară ca Domnul să ne dea putere, înțelepciune și călăuzirea Lui să fim indicatoare spre cer acelora care au nevoie de o întâlnire cu Domnul Isus Hristos. Vă rog să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu o rugăciune, rugându-L pe Domnul să ne dea putere și înțelepciune să devenim asemenea indicatoare spre cer și împărăția Lui. Doamne, stăm în această seară înaintea Ta și ne rugăm în numele Domnului Iisus.